Salut și bine ați venit la Doar de Lectură. Astăzi o să discutăm despre cartea scrisă de Nita Prost, Camerista. Cartea are undeva la 375 de pagini, este în traducerea lui Ana Maria Scarlat, este de la editura Litera, din colecția Buzz Books. Înainte să trecem la format obișnuit, știți voi, sinopsis, păreri pro și contra, cum facem de obicei și la urmă nota, o să fac un mic manus legat de această carte și anume am discutat cu cei de la Litera și au fost de acord să ofere un voucher. Voucherul este lectură 15. Ce înseamnă acest voucher? Înseamnă 15% reducere suplimentare, deci extra reducere față de reducerea pe care deja cartea o are pe site-ul lor. Veți mai primi încă la 15% discount la această carte. Perioada în care este valabilă nu este de astăzi, astăzi va fi 4 când ea apare, deci de mâine, de luni mai exact, de luni până duminică, adică între 5 și 11, inclusiv 5, inclusiv 11. Aveți o săptămână întreagă și deci aveți cei 15% plus transportul gratuit la respectiva comandă. Adică, na, știți foarte bine, chestia cu transportul, numai asta contează. Bun. Așa cum ne zice și titlul, avem de-a face cu o cameristă. Nu e o cameristă tipică, ea are anumite probleme de relaționare, de socializare. E posibil să sufere și de anumite chestii, nu ni se zice clar, dar ni se lasă să înțelegem, pentru că nu înțelege lumea așa cum o înțelegem noi. E un, mi se spune, robotul, mă rog, nu chiar robotul, numele unui aspirator, pentru că doar știe să facă curat, nu poate să vorbească cu ceilalți, când îți face prieteni, e destul de naiv, scade în plasa, la un moment dat a căzut și în plasa unui tip care i-a furat toți banii și așa mai departe, deci o persoană specială, ca să zicem așa. Bun, și normal că ea lucrează ca și cameristă într-un hotel, dar un hotel cu pretenții, nu știu câte stele, destul de multe bănuiesc, 4-5 poate stele, mă rog, și se ocupă de curățenia camelor. Este foarte bună la ceea ce face. M-a dus cu gândul la un geniu, gen Dustin Hoffman în filmul acela cu Tom Cruise, în scapă numele lui, care numai că acolo era, Dustin Hoffman era bun la numere, era bun la curățenie, asta făcea, se mândrea cu chestia asta, o relaxa ștergând praful, dând cu aspiratorul și mai departe. Deci era, i se potrivea ca o mânușă această slujbă și o făcea foarte, foarte bine. Bineînțeles că asta duce invidia șefei ei, care nu odată îi mai lua bacșișurile pentru că oamenii lăsau bacșișul pe pernă, pentru că le face curat și aceea intra și mai lua bacșișuri de la camerele unde știa că bacșișurile sunt mari. Problema, a avut la un moment dat o problemă cu cineva care i-a furat toți banii și așa mai departe, un iubit, nu se descrie chestia asta. Bun, cumva astea sunt în spate, background-ul pe care l-aflăm pe parcursul cărții. Acțiunea începe și se desfășoară parcursul unei săptămâni, unei singure săptămâni, în care respectiva cameristă intră în cameră unde găsește unul dintre oaspeți, după ce intrase și mai înainte, mă rog, avusese acolo o ceartă, dar ulterior intră din nou în acea cameră să facă curat, că prima oară a fost refuzată și îl găsește pe acesta mort în pat, un oarecare domn Brown, dacă nu mă înșel eu. Mă rog, nu e atât de important. Important este că sună la recepție, mă rog, aceia nu iau serios, după care trebuie să leșină, sună iar, în sfârșit vin și îl găsesc pe respectiv mort, vine poliția și trebuie să investigheze incidentul. Problemele decurg destul de rapid, ca să zic așa. Avem de-a face cu o polițistă care o ia la secție, o interoghează, să afle ce se întâmplă și personaje care apar și care joacă rolul. Ar mai trebui să menționez că camerista e o fană a serialului Colombo, pentru cei care cunosc, un serial după în anii 80, că a fost dat și pe la noi după Revoluție. Destul de interesant, un fel de Sherlock Holmes, un fel de Hercule Poirot, mă rog, nu la nivelul acelora, dar mă rog. Ok. Și atunci are și anumite, sau încearcă să incorporeze anumite valențe criminalistice, a o mică chestie roman nostru, nu foarte mare. Bun, și cunoaștem alte personaje, cum ar fi soția decedatului, Giselle, care este o nevastă trofeu, a doua soție,
aceasta a doua soție, o tânără frumoasă care s-a măritat pentru bani, logic, acela fiind foarte bogat, și regretă acest lucru pentru că acesta e violent cu ea, nu i-o dă niciun fel de bani pe numele ei, a semnat un contract prenupțial și în cazul morții lui ea nu o să obțină nimic. De asemenea, mai avem câteva persoane din hotel, cum ar fi domnul Snow, care e managerul hotelului. L-avem pe Preston, care este ușierul și care o privește ca pe o fică. Mai avem pe Miguel, care e spălătorul de vase și, ca să punem așa puțină sare și piper, ea se duce și îl ajută pentru că acesta nu are unde dormi, nu mai are viză și la rugămințile lui Rodney fiind barmanul, îl ajută să doarme în câte o cameră și după aia el face curat. Cine e Rodney? Rodney e barmanul, un tip arătos, umblă cu cămașa deschiată cu un V care arată pieptul fără pic de fir de păr și care camerista noastră îl admiră și închipă care e idilea amoroasă cu acesta. În cele din urmă se pare că se înfiripează ceva între ei doi, dar toate astea e mai mult în mintea ei. Aici avem și o latura comică cum privește relația cu respectivul. La un moment dat e o chestie, am să vă spun doar atât, că el au o întâlnire, vrea să o sărute pe obraz la final, ea se întoarce și îl sărută pe buze, nederanjându-o bucata de pătrunjel dintre dinți. Da, deci mai avem și un pic de chestii de-astea amuzante, pentru că ea e foarte naivă, nu este obișnuită cu relațiile, visează la relații gen hollywoodiene și mai departe, din filme, din povești, etc. Pe când realitatea e mult mai dură și așa mai departe. Bun. Avem și o detectivă și chiar mai apar și alții, dar n-am să-l iau cum toate personajele. Ideea e că se conturează un tablou în care încercăm să aflăm cum a murit domnul Brown și dacă a fost ucis și dacă da, cine l-a ucis, care sunt scopurile. Pe parcursul cărții mai apare o altă intrigă, cea a drogurilor, care se pare că apar pe acolo prin hotel. Nu știm încă cum, dar ne dăm seama destul de repede cine devine și se pare că camerista noastră este folosită, dar de cine și în ce scopuri. Bun. Hai să ne oprim aici cu sinopsisul, păreri pro și contra. Păreri pro, cartea e ușoară, fără niciun fel de pretenție și amuzantă pe alocuri, datorită privirii inocente pe care o are camerista asupra lucrurilor din viața de zi cu zi, pe care nu le percepe exact cum ar trebui. Cumva ar trebui să ne trezească sentimentul de milă, din prisma asta aflăm că a fost părăsită de mamă, de tată, trăiește cu bunica, ulterior aceasta aflăm că a murit, acum este singură, are probleme cu banii, nu poate să-și plătească chiria, cumva asta ne este aruncat cumva în fața așa și noi ar trebui să simțim și foarte multă milă pentru ea și să relaționăm cu respectiv. Merge, dar la un moment dat sare calul, după părerea mea, prea sad violin, știți? Dar, mă rog, poate nu, poate așa văd eu, nu știu. Ce mai pot spune păreri bune? Că se citește rapid, nu avem probleme de înțelegere a problemelor, a trăirilor ei, a misterului care apare acolo cu privire la moartea și cu respectivele droguri. Toate ne sunt clare nouă ca cititor, chiar dacă pentru camerista noastră nu chiar atât de clar. Păreri negative? Cam îți dai seama ce se întâmplă foarte rapid. Da, ce să zic, mi s-a părut un pic că ei se exagerează cu caracterul și m-a dus cu gândul la Scrooge și cu copilul. E un desen, nu știu dacă l-ați văzut, cu Donald Duck, era Scrooge și când ceilalți, cel care în seara de Crăciun nu avea ce să dea să mănânce, era șoricelul Mickey Mouse și copiii lui și mai avea și unul care și șchiopăta și așa s-a părut aici, dus un pic în ridicol. Poate părerea mea, nu știu, dar parcă prea multe acolo.
Alt lucru negativ, personajele sunt bidimensionale, adică avem șefa rea, care e atât, avem, ea lucrea chirie într-un bloc, proprietarul grosolan și mârlan și rău, avem Don Juanul, avem polițistul, avem, deci toți sunt, ocupă un loc și îl mențin. Nu există o curbă a personajelor. Da, într-adevăr, camerista are oarecare curbă, dar cam atât. În rest, ceilalți sunt acolo de decor, ca să zic așa. Aș fi vrut mai mult și pentru perspectivele personaje. Cam atâta, ca să-i dau o notă, am să-i dau un 7 din 10, e o carte relaxantă, fără pretenții. E ok dacă vrei să o iei, să o citești undeva, inclusiv, nu știu, fără să investești prea mult. Deci e o carte care o poți citi așa, lejer, ca să te destresezi și nu vei avea vreun mister foarte mare de urmărit sau de dezlegat, da? Bun, cam asta fiind zise, vă doresc o zi bună, la revedere și nu uitați să rămâneți doar nici directora. Mulțumesc că te-ai uitat la acest clip. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut, poți susține, link în descriere. Eu, din partea mea, vă urez o zi bună. La revedere, nu uitați să rămâneți dornici de lectură și să vă mai și jucați din când în când.